contractul de finanțare pentru proiectul Varianta Ocolitoare a Municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, kilometru 79 plus 625, DG191C, a fost semnat în 27 octombrie 2020 prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, constructorul fiind asocierea Sinohydro Corporation Limited din China și Goodprod SRL din România. CNIR a semnat contractul având ca obiect proiectare și execuție varianta de ocolire a municipiului Zalău între DN1F, kilometrul 79 plus 625, DG191C. Valoarea contractului este de 185.538.106,56 lei fără TVA, iar traseul are o lungime de 5,535 km. Durata contractului a fost inițial de 6 luni, perioada de proiectare, 24 luni, perioada de execuție a lucrărilor, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 84 de luni. Din păcate, întârzierile la acest sector de drum sunt foarte mari, iar în prezent stadiul lucrărilor depășește cu foarte puțin 50%. Prezent la Zalău, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a precizat că una din problemele proiectului este faptul că antreprenorul chinez este asociat cu o companie românească ce nu dorește să își dea acordul pentru solicitarea de actualizare a prețurilor conform ordonanței 64 din mai 2022. Dacă îmi permiteți, am să fac o imagine cât de cât completă și scurtă. Aici e vorba de o asociere între o companie chineză și o companie din România. Această companie din România fiind în asociere cu un procent undeva sub 1%. Infim. Totuși, situația este de tip următor. Cu lucrările în acest moment se află, sau stadiul lucrării este undeva peste 50%, poate chiar spre 60%. Așa cum știți, pe toate lucrările din România, noi am aplicat ordonanța 64 prin care se actualizează prețurile materialelor. Știți că în urmă, datorită pandemiei, datorită războiului din Ucraina, prețurile au explodat. Noi am venit ca și guvernul trecut a dat această ordonanță prin care s-au reactualizat prețurile, pentru că nu e vina constructorului, a companiilor. Sau a fost o situație la nivel mondial și nu doar în România. Surprinzător, pe această centură de la Zalău, această ordonanță 64 nu se poate aplica. Ceea ce duce la pierderi de câteva zeci de milioane. Noi dorim și e legal să putem să aplicăm această ordonanță 64. Acest lucru este blocat în acest moment, din ce îmi spun colegii mei care știu foarte bine situația dată, de această companie românească, care, deși e sub 1%, are un fel, nu mă feresc să spun că nu e altceva decât ceea ce spun, un soi de șantaj asupra companiei mari. Eu îi atenționez, că pe mine mă interesa și pe mine și pe domnul președinte de Consiliul Județean și pe domnul primar și pe domnul ministru Bode și pe voi, cred, ne interesează să terminăm lucrările. Nu să vină cineva și să-și folosească o anumită pârghie ca să aibă poate anumite beneficii mai mari decât ar merita. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu mai menționează că aceasta este ultima atenționare pe care o va face celor doi parteneri. De asemenea, ministrul a transmis că rezilierea contractului pentru varianta ocolitoare Zalău este o măsură extremă la care nu vrea să fie nevoie să se ajungă. Îl atenționez să-și dea concursul și să facă lucrurile așa cum trebuie, conform legii, nu să blocheze. Concret, ce se întâmplă? Care e șantajul? Chestiunea ține de, ca să poți să aplici această ordonanță, trebuie să fie de acord toți asociații. Nu s-a obținut acest acord în acest moment, ceea ce e de noaptea minții, dacă mă întrebați pe mine, pentru că e vorba de o reactualizare a prețurilor. Mai vreau să vă spun ceva, că dacă se va menține ritmul și se va debloca această situație, probabil, nu probabil, ci în mod sigur, undeva
la jumătatea anului viitor se va circula pe această, pe această variantă ocolitoare de la Zalău. Să știți că e foarte simplu să vii și să reziliezi contracte. Eu nu-mi doresc să fac acest lucru și de când am preluat acest portofoliu, n-am căutat să reziliez contract, am căutat să găsesc soluții să poată să meargă contractele semnate mai departe. Fiindcă dacă reziliem, înseamnă timp pierdut, o iei de la capăt, face alte proceduri. Știți foarte bine că ar însemna câteva luni bune pierdute. Și atunci trebuie să găsim soluții și ăsta e rostul unei administrații, să încerce să găsească soluții. Vă spuneam că termenul realist este undeva jumătatea anului viitor. Că e iulie, că e sfârșit de iunie, că e început de august, acolo, în acea perioadă.